Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un anunț important pentru cei care sunt înregistrați pe site-ul Platin Coin. Deci, au prelungit promoția. Deci, cine dorește să se gândea, n-a reușit, se poate încă de primit pachetul Starter gratis, care va fi activat în câteva zile după înregistrare. Deci, uitați-vă, dacă intrăm la tranzacții. Cine deja este înregistrat, uitați-vă dacă este așa inscripție. Deci ați primit în formă de cadou 110 euro prin activarea pachetului Starter Minter. Deci când intrăm în dashboard, mergem în jos și vedem că ce sunt diferite pachete. Deci intrăm în Power Minter. Deci noi, toți care am făcut înregistrare până la începutul lui decembrie și acum s-a prelungit până la 1 ianuarie, primim gratis pachetul Starter Minter. Cine nu știe, acest pachet ne permite de a încărca sau de a primi o fermă cu putere aceasta. Pentru ca ea să ne aducă venit, noi trebuie să o încărcăm cu 74 maxim de monete. Putem să încărcăm și cu o monetă, deci în dependență de cât am încărcat-o, atât procent ea ne aduce. Deci maximum, deci o analogie cu transport sau de pildă, se poate spus că pachetul acesta este transportul, iar pasagerii care pot să ne aducă venită sunt aceste monete care noi le plasăm, le unim la acest pachet. În dependență de ce pachet, avem acela are diferită capacitate. Deci, de pildă, următorul pachet el costă deja 55 de monete. El poate fi încărcat maxim cu 185 de monete. Cel mai mare pachet costă în jur de 10.000 de euro. El poate fi încărcat cu 6.700 de monete. Monetele se cumpără la prețul care este acum actual. De pildă, ideea care că acest pachet Starter noi îl primim gratis pe un an dacă nu folosim capacitatea maxim. Dacă până în martie îl încărcăm cu maxim, cu 74 de monete, atunci acest pachet el va lucra 10 ani gratis pentru noi. El aduce 30% pe an venit din valoarea sau din volumul care este încărcat. De pildă, 74 de monete, dacă îl încărcăm în timp de 3 ani, el ne aduce 9-300%, cât e 30% pe lună. Cât ne aduce el pe zi, deja vedem aici, în dependență de ce valoare este încărcată. Deci dacă de pildă în plus 10 monete, vom vedea cât și cum el aduce. Acum, când noi putem să-l încărcăm, încă nu este posibil, deci când va începe PLC Farm. Acest lucru vom vedea când vom intra la Meeting Unit. Uitați-vă, aplicațiile mele, dacă intrăm în direcția dată, noi aici avem două dispozitive. Deci, pentru a putea lucra, nu ne trebuiește portofel PLC și PLC Farm, programa care acum săptămâna aceasta trebuie să apară. Deci, două aplicații care le descărcăm pe telefonul nostru mobil, unde, deci, banii noi le ținem la noi în portofel, nu le trimitem pe site, asta este plusul, și venitul tot vine direct la noi în portofel. Deci, nu este risc de a pierde banii, deci, doar că facem o investiție pe 10 ani. Cine vrea astfel de portofel gratis, primul, de 110
Евро face să cum înregistrare și îl primiți gratis, deci va trebui să investiți mai puțin. Încă o dată intrăm la dashboard, mergem în jos și Power Minter intrăm. Deci noi cumpărăm din bani proprii, mai departe dacă dorim alt portofel sau altă fermă, de pildă putem să avem 5 ferme care aparte, fiecare se încarcă cu 74 de monede. Ca exemplu, deci putem să avem una de asta, putem una de acesta, una de acesta, depinde de cum dezvoltăm și cum înțelegem sistemul dat. Deci, cine nu știe, Platin Coin are deja 3 ani de când activează, prețul la monedă este în creștere, deci noi câștigăm monete, nu câștigăm în euro. Deci, uitați-vă, noi în 3 ani, nu în 3 ani, dar în 10 ani, vom câștiga 222 de monede. Acum uitați-vă, acum cursul e 5 euro la monetă. Dacă cursul va fi de pildă de 50 de euro la monetă, respectiv, atunci o să puteți de pildă vinde monetele care s-au donat la așa preț. Deci noi nu primim euro, dar primim monete, asta e plusul. Și deci dacă cursul va fi de pil acum monetele, dacă va fi peste 10 ani tot 5 euro, nu va crește cursul. 220 de monete de mulțit la 5 este egal cu 1100. Pe când noi plasăm undeva de, dacă acum luăm cu 5,74, vreo 350, vreo 370 de euro. Deci 300%. Acum, dacă 220 de monete nu le vindem în 10 ani, le păstrăm și ele au cursul de pildă de 250 de euro monet. Deci vom avea 55.000 de dolari de euro. Deci asta e destul de real. El în 3 ani a crescut de la 10 cenți la 5 euro. Deci cine a cumpărat la început 3 ani în urmă cu 10 euro cenți o monetă, acum, de pildă, el le vinde liber cu 5. Dar oamenii care știu, dacă vă uitați pe burse, peste tot doar se cumpără mai mult decât se vând. Deci care au, cumpără ca să plaseze în portofelele acestea sau în fermele care le-au primit gratis ori le-au cumpărat. Deci lucrul pe acest site este din două etape. Prima, cumpărăm ferma, dependență de ce capacitate vrem. Capacitatea maxim cât fiecare fermă are mai jos. Deci prima cifră ne indică cât costă singur fermă de cumpărat, iar aceasta e volumul care poate fi încărcat maxim. Deci fiecare fermă are o careva capacitate, deci nu poate fi folosită de pildă prima fermă de 22 de monete care se cumpără și încărcată de pildă cu 7000 de monete. Deci maxim se folosește pentru 74, de la 1 până la 74. Respectiv, clar că e mai bine să fie încărcată deodată la 74 și atunci se primește gratis. Deci ea un an ni se dă cadou, dacă nu se încarcă, pe urmă ea se restituie site-ului. Dacă o încărcăm până în martie cu 74 de monete, deci se primește în 3 luni, ni se dă la dispoziție ca să o încărcăm. Deci câte 100 de euro pe lună și se adună acest 300 și ceva. Cât iese 22 de mulțit la, nu 22, 74 de mulțit la 5 undeva euro moneta, 370 de euro maxim se poate încărca acest cadou care îl primim. Încă o dată, unde se vede la tranzacție, cine deja s-a înregistrat, uitați-vă dacă aveți. Eu am primit pe 11 decembrie, acum e 17. Și acum uitați, acum am primit, toți care s-au înregistrat sunt activi,
timp de o lună, din moment cum ați primit acest bonus sau cadou, ce înseamnă această activitate? Deci dacă invităm cineva și el cumpără monete, noi primim bonus. Din valoarea cumpărăturii făcute și investite în minare. Deci, cumpărat de 370, 20% primim în monede. Deci, uitați-vă, dacă el a cumpărat 74 mulțit cu 0,2, primim 14 întreg și 8 monede. Și așa mai departe, dacă avem mulți invitați, noi putem să cumpărăm și alte pachete din bonusuri sau să le vindem la bursă, cum doriți. Eu aș reține monetele cât de grabă el va crește. Deci uitați-vă, a mai rămas puțin până se termină tot roșul. Deci asta cât au rămas până va fi tot verde. Și va trece prețul de la 5 la 10 euro pentru tranzacții în interior. Deci site-ul e o valoare fixă pentru ca să fie mai ușor pentru gestionarea. Deci ea nu se leagă de cursul care iese în afară pe burse, dar se uite la situație. Dacă cursul este medie mai jos de 10, deci ea pune 5. Dacă este medie o perioadă lungă mai mult de 10, deci ea ridică la 10. Așa mai departe. Deci în creștere, de la etap la etap, ea face ca să fie trecerea treptat. Deci când o să fie în aplicație posibil de descărcat PLC Farm, săptămâna aceasta se va putea de încărcat cu monete și depus la minat. Acest proces cătare nu minare se numește, dar meeting. Deci, meeting sunt două variante. Noi așteptăm PLC Farm, care va fi pentru 10 ani. Că acesta meeting, el este pentru perioada precedentă, a fost pe 3 ani, el deja se termină. E diferența care, că aici noi câștigam 10% pe an, acum eu făcut să fie mai convenabil 30% pe an. Ei vor să facă ca să fie mai mulți parteneri la companie, să ajungă la câteva milioane de oameni să fie. Acum sunt în jur de 170 care folosesc, sau 300, nu mai țin minte, am văzut pe site statistică. Dacă ieșim, putem să vedem. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.